Primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, este inițiatorul proiectului de hotărâre privind acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște. În atenție Consiliul Local, câteva modificări pe care vreau să le fac, o să le prezint succint. Este vorba în principal ca facilitățile care se acordă pentru pensionari să se acorde în funcție pe tichete de călătorie, nu în baza unui abonament lunar. Deci asta înseamnă că vor fi plătite tichetele de călătorie. Iar pentru studenți și pentru elevii din cartierele Priseaca și Sagricom, rămânem pe abonament, cu două călătorii pe zi. De asemenea, modificarea prevederii conform căreia este vorba de studenții cazați în campus, și vorba în general de studenții Universității Valahia, să le acordăm aceste facilități. Și de asemenea, să obțin permisiunea dumneavoastră ca procedurile în vederea acordării de facilități pentru elevi și pentru studenții Universității Valahia să fie aprobate până pe data de 1.10.2016, adică în ședința ordinară de pe luna septembrie, pentru că trebuie să semnăm și un protocol cu Universitatea Valahia din Târgoviște. La nivelul studenților, trebuie spus că vom suporta 50% din prețul unui abonament, pentru că diferența de 50% este suportată în baza articolului 205 din legea 1/2011, cred, sau 2001, a Educației Naționale. În aceste condiții, propunerile pe care vi le supun atenției sunt acestea. Deci, tichete de călătorie pentru pensionari cu două călătorii pe zi, plus rămân abonamente pentru elevii din Priseaca, Sagricom și pentru studenții Universității Valahia, urmând ca procedurile pentru aceste ultime facilități să fie aprobate până, probabil în ședința ordinară din luna septembrie, deci până la data 1.10.2016, când intră în vigoare facilitățile la transportul public de care am discutat. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost votat, chiar dacă au fost unele discuții și chiar amendamente care nu au trecut. Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentul inițiatorului pe care l-a prezentat la începutul discuției domnul primar. Vă rog să deschideți sesiunea de vot. Vă rog să închideți sesiunea de vot. Cu 18 voturi pentru, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Aproximativ 6.000 de pensionari târgovișteni vor putea beneficia de facilități în baza tichetelor de călătorie cu două călătorii pe zi și elevii și studenții din Priseaca și Sagricom vor beneficia de facilități la abonamentele cu două călătorii pe zi. Nu în ultimul rând, studenții din campusul Universității Valahia vor beneficia de o reducere de 50% din partea primăriei la prețul abonamentului.